Iacob, am urmărit aseară prima ediție a emisiunii Power Couple. 9 cupluri care se luptă cumva pentru câte 2000 de euro pe săptămână, când ne-a explicat domnul Dani. Cu el, sigur există competiție, orice om care e în showbiz sau în altă parte are o chestie de competitivitate cu el însuși, cu ceilalți, ca să fie în top, să fie nu știu cum. Ți-a plăcut cum te-ai văzut la televizor în acest show? Mă, de obicei nu prea mă uit la mine și nici n-am poze cu mine, de asta e destul de greu să trimit poze la PR-uri de obicei, că am oameni care se ocupă de chestia asta, adică oamenii, operatorii de pildă, sunt cei care se ocupă de imaginea ta, nu tu. Sigur că tu poți să-i spui în ce zonă vrei să te duci, dar eu am încredere în general. Eu mă referam la tine la nivel de content creator, dacă îți place cum ai livrat. În genul ăsta de reality. Hai să-ți mai spun ceva. Noi am filmat 24/7 o lună de zile, deci crede-mă, material există. Până la coadă depinde de strategia de marketing pe care o au cei de acolo. Uh-huh. Eu content am făcut, că știu. Sigur, poate într-o zonă mai un pic mai intelectualist așa, un piculeț, nu foarte mare. Uh-huh. Nevrând să mă dau deștept, știi, dar... Da, ești că... Da, nu, am un alt tip de umor, asta e tot, adică, adică sunt în altă zonă, pur și simplu. Ce ați descoperit, domnul Cristi Iacob, dumneavoastră, la soție, poate, sau la cuplul pe care l-aveți deja de atât de mulți ani după această competiție? În primul rând am descoperit că sunt căsătorit. Da. Nu, da? Nu părea până atunci, adică ce nu, 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 părea așa, o dragoste destul de adolescentină, dar mi-am dat seama că totuși... Mi-a fost foarte drag că sunt cu ea acolo. Probabil s-ar fi dat drumul la alte motoare dacă aș fi fost singur. Adică aș fi avut un alt tip de, cum să spun, atenție. Altă atenție la mine însumi. Dar acum fiind ea trebuia să o și eu crotesc cumva. Da. Și atunci era mai degrabă exigența era vis-a-vis de mine, nu de ea. Uh-huh. Că până la coadă, asta ne place nouă la femei, să le ocrotim. Eu cel puțin, nu știu. A fost un moment în care ați crezut că, bă, dacă ieșim de aici, acum nu mai divorțăm niciodată? Sau ați avut un moment în care a zis, poate că e bine să punem punct acum? Să gândim. Da, da. Știi cum, pe moment poate da, dar asta cu divorțul ăsta e exclus. E exclus pentru că întotdeauna există o cale de mijloc. Oamenii se ceartă sau se înfurie din prostii, din tâmpenii, din fleacuri. Da. Adică nu e nimic definitiv, poate doar un gest foarte rus sau vreo, nu știu, o trivialitate sau o promiscuitate foarte mare și atunci e firesc ca celălalt să nu stea cu tine. Dar în principiu certurile sunt din fleacuri, sau izbucnesc când te miri ce să... Se acumulează anumite lucruri pe care nu le spui la vremea lor și buboiul coace undeva unde... De ce n-ai pus tigaia acolo, știi? Și iese... Stai, frate, de unde a venit? De fapt, e o chestie cumulativă, știi? Ok. Dar... Poate proiectată greșit într-un anumit moment neoportun. Acolo izbucnit ea, știi? E ca la vulcanii noroși, nu știu o să facă, unde o să facă blup după aia, știi? Te uiți la ea și la unde o să facă blup, nu poți să apreciezi. Care a fost cel mai antipatic cuplu din punctul tău de vedere pentru voi, pe care când îi vedeați acolo ziceați, bă, ăștia sper să nu ia banii? Bă, nu, nu. Între ghilimele, antipatic. Nu, evident că între ghilimele. La noi băieți a fost mai simplu, că am stat pe bancuri, pe alte chestii, poate la fete. Am văzut, bă, se rezolva foarte repede treaba la băieți. Nu e mai simplu, frățioare. Cu bățul, adică... mă, nene, cu bățul care trage bățul mai scurt? Păi nu e mai simplu așa, decât ce, nu? Că de fapt eu las că eu sunt mai romantic, eu sunt mai nu știu cum. Frate, hai să o facem sportiv. Ca să nu... Și într-adevăr a fost pe bune chestia aia. Și foarte rapid și toată lumea a fost de acord. Ok, așa e la noi la băieți. Ultima întrebare, sper să nu fac o gafă. Tu și doamna n-aveți copii? Nu. N-aveți. N-avem copii, din păcate. Aia e. Dar acum îi aduc nouă acasă. De ce nu s-a întâmplat asta? Pur și simplu, nu s-a întâmplat. Nu că n-am fi vrut. Nu că n-am fi... niște probleme, dar astea ale noastre, astea de alcov. Ok, am înțeles. Bun, dar îi aducem în complotul bonelor din 10 februarie? Din 9. Din 9 februarie. Din 9 februarie. Da, o zi în sus. Cumpărați-vă bilet, poate să mergeți în Bali 7 zile. Da, ai fost și ai filmat în Malta. Nu mai zic, îți merge bine. Am fost bine. Și în Bali, stai liniștit. Dar n-am văzut nici Malta, nici Bali. Când ai concurs, nu stai. Când ai 12 ore de filmare, n-ai cum să te relaxezi. Bine, ești în toată grila de la antenă, nu te mai prosti. Hai, pa. Să nu mai zici la nimeni. Nu e ca și cum ei n-ar vedea. Hai, pa. Vă pup.